salutare, dragi prieteni, bună seara, dragi urmăritori, de fapt. Prieteni, am plecat în oraș. Bună seara, dragi. La al doilea vlog cu bunica Ileana pe canalul Ileana. Dar nu sunt beculești ăștia prinsi. Da, dragilor, am văzut că ați văzut vlogul meu, mi-a țurat de sănătate, vă mulțumesc din suflet. Am făcut și o faptă bună și bunica Olga și toți suntem, v-am zis, suntem uniți, suntem împreună, suntem toți unii lângă alții. Și acum mergem la cumpărături. Unde mergem? Aici la Depaș? La Penny. Sau unde vrei tu? La Penny. Mai bine la Penny. Da. Și de asta, prieteni, mai filmăm și noi ce putem. Ce avem, că ci noi trebuie să avem vlogul interesant, trebuie să fie un vlog liniștit, frumos. Da. Da. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și mă urmăriți atât de mult. Mergem în oraș, la plimbare. Spitalul nostru frumos din Strehaia, care este cel mai frumos. Dar vezi, numai sâmbătă și duminica de drumul la fântânuță. Da. A, păi, să dea drumul toată ziua, oamenii nu sunt obligați. Și pe fata mea. Unde? Vezi că văd vlogul. A? Păi vezi că văd vlogul oamenii, că le pronunț numele. Ce vrei să ce le transmiți? Transmite-le. Nu, ai văzut că au strâns și ei, a strâns fata Eva, a strâns și ea sticle. Și a băgat și ea de a luat 150, nu știu cât. Felicită, nu știu, vorbește cu ea. Da, felicitări pentru ea care are ambiția să facă bani, să facă orice. Cum bani? Asta e de bine, adică că reciclează, e o faptă reciclează, bună. E o faptă bine foarte România, frumoasă, foarte bună. E bine pentru România. Mi-a plăcut, da. Mi-a și plăcut să implică în toate. Și nouă ne e rușine. Și vouă e rușine, vedeți? Adevărat. Așa da. E fata, și tu răspunde. Da. Da, ea se implică, ai văzut și ea și frate său se implică și împărțau banii. Ăla spunea 1100, tu 50. Nu, ea spunea eu 100, tu 50 lui frate său. Sănătate, așa a fost de plăcut și de frumos, mi-a plăcut să le dea Dumnezeu sănătate și bucurie. Că sunt deștepți și se implică în toate treburile. O să ajungă mari cum sunt și părinților. Da, păi cum să nu. Sunt foarte, foarte bucuroasă de ei, că sunt foarte cuminți copiii ăia. Le da. Place viața, le place orice. Dacă s-au implicat ei la reciclările ăștia, îți dai seama? Da. Ce suflet au în ei. Da, hai să le dăm jos la Penny. Hai despre de să dragi urmăritor, să vedem ce cumpără lumii. Nu cred că pot să filmez în Penny, dar încercăm. Vedem. Uitați, m-a luat și pe Denisa cu noi. Nu vrea să se filmeze. Da. Încet. Încet, încet. Și da. Hai, Denny. Ce vrei tu, nu știu. Ori la 26 de lei, ori la 27 de lei. Nu știu. Cât costă? 27 de lei sacul. Ia un sac, hai. Cum o fi? Ia, că e bun, mă, da, mai luăm și noi. Ne-am ieșit din Penny. Pune aici, babă. Aoleu, dar să pun să... Gata. Să te uși pe partea cealaltă. Se pusă ca lumea. Opa, așa. Thank you.
pa. Veni iarna din nou. Da. Până la sfârșitul săptămânii ține. Eu sunt gata, prietene, am făcut cumpărăturile. Mergem acasă. Da, mergem acasă. Da. Păi trebuie să facem cumpărăturile. Păi da. Uite, la șaormărie e deschis. La șaormărie și acum e deschis. Aoleu, bă, încet. Bă, bă, ce făceai? Ai, da, bine. Ia, dar tu te pusă și așa, uite așa. Păi n-am să mă uit și eu. Pun telefonul, bă. Ține telefonul imers. Gata, bă. Stai că uite, mai sunt mașinile, nu vezi de ploaie. Ploaia asta ne... Păi nu văd de ploaie și nici tine că te pusă. Hai, dă-i, dă-i, treci, treci. Nu, nu e cum. Așteaptă, îți spun eu cum să treci. Așa, babă, vezi? Acolo nu mai vine nicio mașină, după asta să treci, da? Hai, du-te, da. Du-te, du-te. Opa, merge mașina înapoi, nu merge în față. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. Mergem acasă, dragi prieteni, ne-am plimbat, o seară super faină. De ce nu s-a plimbat bimbulele ăștia pe stradă? Păi nu știu, poate s-au ars, că plouă afară, îți dai și tu seama. Cum să se ardă? Tot orașul? Păi tot orașul, nu știu. Nu are cum. Ce să zic? Da. Cine știe, ce le mai spui și tu, prieteni? Vorbești de bec și becul se aprinde. Cum acum? Vai, babo, vezi ce face lumea după tine? Da, mai e din aia, perinuță. Perinuță? Iau mâine acum. Mai iau mâine, da? Da. Mâine, mâine. Ce le mai zici și tu, prietenilor? Prietenul, uite, am mers, am făcut cumpărături cu luminița. Acum mergem acasă. Da. Să stăm, că nu avem cum să facem, că e foarte frig, nu mai putem să stăm afară. Da. La aer. Aici nu avem becul. Vezi ce nașpa e? Da, vezi, aici nu s-a prins becurile. Și sunt? Păi sunt, dar nu s-a prins. Nu știu de ce. Am înțeles. Dacă nu s-au aprins, nu s-au aprins. Prieteni, vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele, pentru susținere, pentru urmărire. Da. Vă iubim pe toți, pe toți, că sunteți români, că nu sunteți, că sunteți belgieni, albanezi, englezi, de toate felurile. Noi vă iubim și vă mulțumim din suflet că dacă nu erați voi, nu aveam acești urmăritori, acești mesaje frumoși. Aceste mesaje frumoase, aceste like-uri frumoase. Vă iubim și vă dorim o seară minunată. Nu e loc? Ba da, e. Și stai un pic apabă să terminăm vlogul, că mai trebuie un minut. Da. Mai vorbim și noi cu prieteni. Mai vorbim, mai vorbim. Nu ai tras bine? Bă, da. De ce? Vă iubim, prieteni, și vă dorim o seară minunată. Da, dragi prieteni, dragi urmăritori, vă rugăm frumos așa ne-am să ne urmăriți și pe noi, să aveți grijă și de noi, să ne urmăriți. Da. Vă rugăm foarte mult. Noi așa ne-am obișnuit, să zicem, da. Dragi urmăritori, dragi prieteni, nu dragi. Da, așa ne-am obișnuit de la început. Vă lăsăm o seară plăcută. Nu uitați să vă abonați la canalul Ileana de la... Da. A, nu mai e Ileana de la Strehaia. Nu mai e, Conea Ileana. Conea Ileana, prieteni. Vă iubim și vă pupăm. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru Conea Ileana și la Luminița Conea și vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase. Să aveți o seară minunată. Vă mulțumim, dragi prieteni.